Dacă pe 18 februarie incidența de îmbolnăvire cu COVID-19 era în județul Hunedoara de 18,34 la 1000 de locuitori, astăzi, 3 martie, după nici 3 săptămâni, aceasta a scăzut la 6,72. Tendința pare a fi tot descrescătoare, iar ridicarea restricțiilor sau unei părți dintre ele este o chestiune de zile, actuala stare de alertă expirând pe 8 martie, dacă nu chiar de ore. În curând se vor face 2 ani de când în România au fost introduse măsuri restrictive, iar autoritățile județene Hunedorene și-au exprimat compasiunea față de cei care au avut de suferit de pe urma pandemiei. Pentru a se evita astfel de situații nedorite, autoritățile recomandă păstrarea unor măsuri minime de protecție sanitară personală. De 2 ani de zile ne luptăm cu această pandemie, cu COVID-19 și cu SARS-CoV-2. Din păcate, au fost multe persoane în județul Hunedoara care au pierdut lupta cu viața, multe persoane care au ajuns în spitale și au avut efecte nedorite asupra sănătății lor. Este important să conștientizăm că încă mai avem de luptat cu acest virus și să luăm toate măsurile necesare. Mai multe despre situația pandemică, dar și alte subiecte interesante, puteți afla urmărind după Jurnalul de Știri emisiunea La Subiect, în care este invitat Călin Marian, prefectul județului Hunedoara. Această celulă de